Salutare, dragi prieteni, bine ați venit la un vlog. Astăzi am un vlog, și azi este cum să faceți un băț de pescuit dintr-un băț, bineînțeles, destul de lung, dar nu este oval, cu gută, va fi textil. Prima și prima dată o să legăm. Am lucrat un pic. O să legăm de care vreau, de care vreți. Îl leg de acesta. Dacă vreați, puteți să-l tăiați de aici. Eu nu vreau, pentru că bățul ăsta poate să fie și un alt scop util. Dacă se aude niște pași, este pisica. Alța alergă pe jos, tăvălește pe jos. Cam cât este bățul de lung, cam așa lăsați. Eu o las cu vreo jumătate de metru mai mare, că nu are nimica. Că o să-l tai acum. Este bine să lăsați un pic mai lung. Eu o să-l tai cam. S-am bucat aici. Nicio problemă. O să-l las cu vreo 20 cm lung, mai lung. Bun. Acum avem capătul. O să folosesc un ac de 6. Un roșu. Nodul îl fac simplu. Da, am legat și acul. Vedeți că vine cam la fix. După aceea, pentru că a pus bățul la loc, căutăm o plută. Eu o să iau pe aceasta. Dau acesta jos. O să reglez cum vreau, dar am greșit cu un lucru, dar nu are nimica, pentru că intre și așa. Folosesc niște tuburi. O să-l scurtez, pentru că am uitat să-l bag până până acum. Cam așa. O să montez pluta. Pluta este de 2 grame. Dacă se aude o voce, este vecinii mei. Ne băgați în seamă. Cam așa. Se reglează ușor. Peștele nu are cum să vă păcălească. Acum o să pun plumbi, nu o să pun culisanți, o să pun așa, niște plumbi din ăștia. O să pun de 2. O să pun unul de 2. Un plumb de 2. O să-l pun. Cred că o să iau alt plumb de 2, pentru că l-am scăpat pe acela. Se prind foarte ușor, că este prin strângere. Cam. Gata, l-am prins. Și undița. Puneți o rumă în cârlig. Și puteți la pește. O să vă arăt ușor. Vedeți? Și lasă pe așa, cu un băț. Și în momentul care trage, îl ridicați el. Bățul este mai greu, bineînțeles. Dar eu nu sunt o să vedeți. Și aici se poate să facă și pomal cu băț. Căutați un alun sau un ce găsești pe malul apei și se face foarte ușor. Eu am
undițe, destule. Dar vreau să vă arăt cum să face. Cum acesta a fost episodul. Nu uitați să dați like, să vă abonați, că vă abonați la Antovlog. Pa, pa!